Tată Sfânt din ceruri, dacă păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră, pentru numele Tău cel Sfânt lucrează. Doamne, venim cu recunoștință că suntem slabi și am păcătuit și păcatele noastre s-au suit până la Tine. Dar pentru numele Tău cel Sfânt nu ne cinsti, nu ne socoti scaunul de domnia slavii Tale. Nu uita și nu rupe legământul Tău cu noi. Doamne, Tată Sfânt, fii cu noi și ascultă-ne dacă e voia Ta. Te rugăm, Doamne, cerile noastre, rugăciunile noastre de dimineața aceasta, înalță-le, Doamne, pe altarul Tău. Și la vremea Ta, hotărârii Tale, Doamne, din sfânt locașul Tău, dă-ne răspuns. Îți mulțumim pentru că ești cu noi și Te-am rugat în continuare să binecuvânți oamenii Tăi, Doamne, umple cu putere să vestească cuvântul Evangheliei cu drăzneală și nouă ne deschide inima larg să intre cuvântul Evangheliei acolo și să-L duce la îndeplinirea cerută de El, de Tine, Doamne. Îți mulțumim și Te binecuvântăm. Rămâi cu noi în continuare ca Domn și Stăpân peste viețile noastre și Te mai rugăm un lucru, Doamne, lasă Duhul Sfânt în biserică și botează cu Duhul Sfânt, Doamne, să putem înțelege lucrurile duhovnicești după voia Ta. Acei ce se împotrivesc Duhului Tău, Doamne, luminează-le mintea, noi ne rugăm pentru ei. Doamne, Tată Sfânt, lasă-L în inimile lor, în biserică, în noi, ca să ne călăuzească pe împărăția care ne-ai pregătit-o. Rămâi cu noi și întărește-ne pe cale să ajungem acolo. Amin.